Florian Nicolae și-a anunțat retragerea de la conducerea organizației municipale a PNL Giurgiu în conferința de presă de astăzi. El a declarat că a luat această decizie fiindcă ea reprezintă un gest normal și moral. Fac un pas în spate din punct de vedere al conducerii organizației municipale a Partidului Național Liberal până la soluționarea cercetării în dosarul în care eu și soția mea suntem acuzați de fapte pe care nu le-am făcut, dar să lăsăm legea să dovedească acest lucru, să stabilească gradul de vinovăție sau de nevinovăție. Până atunci, consider că este moral și camaraderesc să fac un pas în spate. Eu consider că această acțiune se va desfășura fără probleme pentru mine și pentru familia mea. De aceea cred în justiție și sunt convins că se va face dreptate. Președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, a apreciat decizia deputatului Florian Nicolae ca fiind una corectă și onestă. A dat dovadă și dă dovadă de bărbăție, de corectitudine. Acesta este omul Florian Nicolae pe care o știți dumneavoastră toți giurgiuvenii. Un om onest, cinstit și care din respect pentru giurgiuveni și pentru partidul și regulile partidului în care își desfășoară activitatea, Partidului Național Liberal a ales să facă, să ia această decizie. Îi mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru decizie, e una bărbătească, onestă și corectă. Și sunt convins că o să-și rezolve problema și va fi declarat nevinovat. La următoarea ședință, conducerea PNL Giurgiu va stabili modalitatea de înlocuire a deputatului Florian Nicolae și va desemna un președinte interimar.